Hai să facem, pentru că n-am mai vorbit de mult timp aici la noi în platou. Ce faci? Păi bine, îmi vreau să vă zic că mi-e drag rău de voi. Mulțumim! Da, mă, oricum eu îl urmăresc pe nebun și oricum e nebun e. Da. Unde e, mă uit și eu. De o rost mai fost la noi. Mamă, dar de cât timp nu ne-am mai văzut noi? De cât timp nu ai fost la noi? De mult timp, da, încă am lipsit. Ai cam lipsit. O perioadă, dar n-am stat degeaba. N-ai stat degeaba, felicitări pentru piesa, e foarte, foarte tare. Mulțumesc, și mie îmi place, e catchy așa și... E foarte tare piesa, da. Și arăți foarte bine în videoclip, e foarte frumos videoclipul. Da. Am văzut un dressing al tău. Nu, nu, dar mi-aș dori. Ai văzut ce scrie acolo? Adolescenta minune a showbiz-ului românesc. Da. Te simți? Te simți? Nu. De ce nu? Băi, sunt foarte mulți talentați în ziua de azi, mulți copii. Vin ăștia tineri din spate care sunt... Îți dai seama, zice aia, adică să mai iese la pensie, adică să ne înțelegem. Băi, stai mă că eu am văzut copii de 13-14 ani. Dacă zici tu că vin copii, eu ce să mai zic? Eu zic, vin generațiile astea, uite astea, trei generații care au venit după mine. Chiar. Tu acum nu vezi, ai trecut la stadiu de prezentator, da, ca să ne pui pe noi în valoare. Și cam asta e cilul. Asta e cu... O să ajung și eu fiul mai mult. Da. E foarte tare piesa, foarte tare. Mulțumesc. Cine a făcut piesa? Cine? La Mixton Music, Cătălin Dascălu și Tea Miculescu, da. Și îmi place foarte tare, e printre cele mai mișto piese. E de vară, este acest ritm care ne-a cucerit ritmul ăsta. Și e cu Love. Da, e cu love. Cu love, e cu... Tu mai ești în continuare abonată la Inima Cuiva? Da, eu sunt abonată, plătesc abonament. La fel, cine, tot cu cine era? Da, tot. Știi cu cine, nu? Știi, nu? Cu nepotul lui Neamărin, spun bine. Da, știu. Am dansat împreună la Neamărin, crede-mă, am dansat acum sezonul ăsta la Neamărin, a venit și Teo acolo. Dansat, a fost foarte frumos, e un băiat foarte talentat, dansează de minune. Și muncitor, și cocoșat Neamărin. Da. Dar tu cum te înțelegi cu Neamărin? Bine. Când nu dă, e foarte băiat. L-ai înervat vreodată? Nu, n-am apucat să scot din sărite. Da, nu e timpul pierdut. Nu. E clar, adică n-ai intrat în gura lui, cum s-ar spune, cum face pe acolo, pe la emisiune. Suntem ok, prieteni, deocamdată mai la distanță. Deocamdată așa, că e mai drăguț. Vara asta, cum se anunță? O să ai concerte, spectacole, vacanță? Da, scoci piesă nu la sfârșitul lunii, avem concerte, evenimente, e tare vara asta. Și vacanță? Ce-mi trebuie vacanță? Ce-mi trebuie vacanță? Bă, mă, ce-i trebuie vacanță? Bă, mi-am terminat facultatea. Ce-ai făcut? Mi-am terminat facultatea. Bravo! Este, Doamne, ajută! Pedagogie muzicală. Pedagogie muzicală, o să devii profesoară. Da. Profa, să spui ochelari, da? Da, și îmi desenez și un neg. O și văd pe Teo intrând în clasă, micuț așa, cu ochelari. Dar te vezi, practicând? Nu neapărat ca profesoară, nu. Am vrut eu așa să-mi aprofundez cunoștințele materiei. De mult, bine, și de gura lui tata. Tata, el are un fix. Nu contează ce faci mai departe, școală să ai. Corect. Să știi că nu e rău. Odată, știi că... Nu e rău, pentru că te ajută foarte mult. Mai ales că tu ai carieră de cântăresc, așa, te ajută. Da, normal, zici mă, că acum când sunt pe scenă nu mă întreabă nimeni. Ai o diplomă, ce nu diplomă? Nu te întreabă, dar contează la produsul, la fix. Da, dar credem atunci când deschizi gura și cânti, piele de găină pentru toată lumea. Când compui, contează. Serios. Uite, m-am apucat de compus. Altă noutate. Și asta îmi place foarte tare. Și următoarea piesă o să fie una scrisă de mine. Cred că e nivelul la care toți cântăreții doresc să ajungă, nu? Acela de a începe să compună. Cred că ăsta e stadiul cu mai mult potențial de a avea succes, știi? Adică acolo e ce faci tu, ești tu întru totul. Și dacă n-ai succes, e pe barba ta, adică nu mai poți să te vină. Se pare grea industria asta? Se pare greu să te menții? Da, mi se pare greu să te menții. Mi se pare greu să vii tot timpul cu ceva nou și mai ales să te tot adaptezi. Rebranduiești? Da, e greu, mai ales că acum e treaba asta cu YouTube-ul, cu vlogăreala, cu așa. Până și mie mi-a fost greu. Ai vlog? Nu am. Te apuci? Dar mă doare capul un pic așa. E clar, pe Instagram, da, pe Instagram, stau, petrec mult timp. Și acum am zis că, bă, dacă asta prinde, trebuie să fiu și foarte eu, tare. Da. Nu înțeleg că văd că suntem întrerupți în timpul acestei ecosistem. Ce se întâmplă? Pe cuvântul meu. Băi, dar nu se... Dar nu se face așa ceva pe cuvânt, băi. V-am promis bună dimineața. Dă-i și lui Teo, te rog. Hai așa de raj, de raj. Am zis să închei frumos acest weekend. Asta pentru voi, fetele. Vai, deci mulțumim din suflet. A două cafea, Teo? Lasă-mă aici. Dar tu poți să te duci. Eu pot să plec, nu? Hai, vină aici. Alex, noi dă-mi mie că ține. Hai, vină, stai lângă mine aici. Am stăm noi doi. Deci fiți atenți, se ia croasantul, se ia, se desface, să vezi dacă e original. Hap, sarmă. Bineînțeles, după croasant se ia și o pauză, că nu poți să mănânci croasantul pe film, pe live. Păi, ce înseamnă să ai colegi care te iubesc și te stimează? Deci e original, crede-mă. L-am pregătit aseară. E cu unt ăsta. Vrei un croissant? Normal că vreau. Uite, ia de la ia cu pâine. Ia cu pâine, lasă microfonul. Aia. Suc cu pâine cu croissant.
Alex Zobranu, ești demențial, îți mulțumim, Alex, mulțumim tare, tare mult. Noi luăm o pauză să ne... Teo Rosu, îți mulțumim tare mult, te pupăm, succes și ne vedem la piscină și la mare, fii la noi, da? Da. Pauză, ne mergem.